Deși a părăsit această lume în urmă cu 10 ani, Drăgan Muntean, cel care a reușit să ducă folclorul hunedorean dincolo de hotarele acestui județ, a rămas în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut. Acest lucru este dovedit și de numărul mare de persoane care au participat la slujba comemorativă care a avut loc la mormântul lui Drăgan Muntean din satul Leșnic. Parastasul în memoria cunoscutului artist a fost oficiat de un sobor de preoți, în frunte cu preasfințitul Gurie, episcop al Devei și Hunedoarei. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă, fă, Doamne, robului Tău Drăgan, și fă lui veșnică pomenire. Toți cei care l-au cunoscut și-au amintit de marele artist Drăgan Muntean ca de un om extraordinar, un coleg deosebit care ar mai fi avut multe de spus dacă nu ar fi părăsit prea repede această viață. A fost un coleg și un prieten foarte bun. Am concertat cu el în multe săli de spectacole din țară și străinătate. Suntem și de aceeași vârstă, în același an născuți. Chiar vorbeam cu alți colegi de-ai mei astăzi că văzându-i imaginea, văzându-i o poză foarte reușită, cât ar mai fi avut de spus Drăgan Muntean în cei 10 ani de când s-a dus. Pentru mine, ca și pentru întreaga țară, a fost și va rămâne ca emblemă pentru Ținutul Pădurenilor. A fost interpretul care a știut să pună în valoare cel mai bine folclorul din Ținutul Pădurenilor, prin costum, prin cântec, chiar și prin gestica pe care o avea în momentul în care cânta. Un coleg extraordinar. Mi-a fost un prieten drag. Mi-ar fi fost ușor să fac un spectacol astăzi, în cinstea aniversării lui, fiindcă el s-a născut pe data de 18, în această lună, și era mult mai ușor să-i spun Drăgane la mulți ani și multă sănătate înainte decât să-i spun Dumnezeu să-l odihnească. Drăgan Muntean s-a născut la 18 aprilie 1955 în localitatea hunedoreană Poienița Voinii și a trecut în lumea celor drepți 47 de ani mai târziu, la 20 aprilie 2002, după ce a suferit un accident vascular. După o carieră de 20 de ani, artistul a lăsat în urmă un bogat repertoriu muzical, în special cu cântece din Ținutul Pădurenilor, spațiul său natal. În memoria cunoscutului interpret, Consiliul Județean Hunedoara, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, a organizat două spectacole comemorative, la Căminul Cultural din Leșnic și la Deva, la Casa de Cultură, ce poartă numele artistului.